La cine alegi după ajutor atunci când ajungi în ecaz? Dacă apelezi la Dumnezeu, ce fel de răspuns te aștept să primești la rugăciunile tale? Când suntem în ecaz și în durere, ne simțim atacați și loviți, amenințați. Și avem impresia, exact așa cum am cântat, că lucrurile se clatină în jurul nostru și noi tremurăm împreună cu ele. Și avem nevoie să știm cine e de partea noastră, cine ne va ajuta, la cine să mergem după ajutor, după o crotire, pentru că tânjim după singuranță. Ne dorim pacea, vrem să ni se facă dreptate, ne așteptam cel puțin să întrezărim speranța, speranța mântuirii. Și același lucru îl face și David. În Psalmul 60, 59, când vorbește despre Dumnezeu ca locul lui de scăpare. Dacă ne uităm la măslinul psalmilor, încă noi atât de mare. David e abia la început, cel puțin în ce privește psalmii cu context istoric dat, este primul, cel mai timpuriu. E mânța măslinului psalmilor sau prima ramură din măslinul psalmilor. Acest psalm a fost compus pe vremea când Saul a trimis să-i supravegheze casa acestuia, ca să-l omoare. Și evenimentele sunt înregistrate în 1 Samuel 19. Cum s-a ajuns aici? În momentul în care David a fost chemat la casa regală, Saul l-a iubit. Autorul folosește același cuvânt care să ne spună că și Ionatan l-a iubit. Fica lui Saul l-a iubit. Slujitorii de la curte regală l-a iubit. Tot Israelul și tot Iuda îl iubia pe David. Dar, în scurt timp, păcatul a pus stăpânire pe inima regelui respins și și-a făcut planul să-și elimine rivalul, pentru că era invidios pe el. Și, în mod repetat, ne spune autorul, n-a reușit, pentru că domnul era cu David. Până acolo că și Saul și-a dat seama că domnul era cu David, dar tot nu s-a oprit n-a încetat să încerce să-l omoare, a luptat împotriva lui Dumnezeu. Și pentru o vreme toate planurile au fost tăinuite în inima lui. N-a spus nimănui ce are de gând să facă. Începând cu 1 Samuel 19, el își dă planurile pe față. În mod public își anunță intențiile. Vorbește cu Ionatan, vorbește cu slujitorii lui să l omoare pe David. În ciuda dragostei, a respectului de care se bucura David la curte regală. Nimeni nu-i sare în ajutor. Numai Ionatan are curajul să intervină, să ia apărarea și vine și mediază între el și Saul și pentru o vreme pare că are succes. David e chemat înapoi la curte regală, trimis din nou în lupte, cu prima victorie, din nou împotriva felistenilor. David este amenințat din nou de Saul. Încearcă să-l ucidă din nou fuge, trimite soldații în jurul casei lui și apoi pleacă cu totul. Nu se va mai întoarce niciodată la curte regală. Ruptura va fi definitivă între acești doi bărbați. Dar Saul nu era singura problemă a lui David. Am vins pe Goliat. În mod repetat i-am vins pe filisteni. Nu putea fugi oriunde. Avea dușmani cea mai mare putere a vremii, filistenii. Avea probleme din două părți. Dar chiar și în aceste condiții, David se încrede în Dumnezeu. Ideea principală pe care aș vrea să o comunic astăzi este că puterea și îndurarea lui Dumnezeu pot fi celebrate chiar și în mijlocul amenințărilor oamenilor. Dacă ai făcut din Dumnezeu locul tău de scăpare. Dar cum faci din Dumnezeu locul tău de scăpare? Cum faci? Și vom urmări Psalmul, vom analiza Psalmul căutând răspuns la această întrebare. Iată ce observăm atunci când îl citim. De două ori, ni se spune să ne oprim. Sela apare de două ori. Să tăcem în lumina lucrurilor pe care le-am auzit. Așteptând ceea ce urmează să ni se spună. Și această structură, aceste două pauze, înseamnă că avem trei strofe, trei strofe marcate de cele două opriri. Pentru cei cărora ne plac dulciurile, reținem mai ușor structura psalmului. Sunt două opriri. Dulce ar trebui să fie între cele trei strofe ale, ale psalmului. Iată ingredientele sau conținutul strofelor. În prima strofă, David cere ajutorul lui Dumnezeu și se declară nevinovat. Este urmărit fără motiv. În a doua strofă, el vorbește despre reacția lui Dumnezeu la pretențiile păcătoșilor, la faptele lor, la planurile lor. Iar în ultima strofă, el îl laudă pe Dumnezeu, se încrede că Dumnezeu va răspunde și celebrează puterea și îndurarea lui Dumnezeu. Și psalmul ne transmite acest drum de la o cerere după ajutor la o încredere că Dumnezeu va răspunde. O încredere că Dumnezeu va răspunde. Putem să-l privim și în altă, în altă perspectivă, într-o într structură chiastică. Asta ce înseamnă? Că introducerea psalmului are perechea la sfârșitul lui. Cererea după ajutor își găsește perechea în încrederea în răspunsul Domnului de la sfârșit. Sau, în cuvintele lui David, Dumnezeul meu scapă mă. Și apoi, la sfârșit, el declară: Dumnezeu este locul meu de scăpare. Când mergem spre mijlocul psalmului, el își declară nevinovăția, dar în contrast cu mândria păcătoșilor, a celor care refuză să renunțe la păcatul lor. Fără să am rovină, spune el, sunt pregătiți să mă atace. În schimb, ei să fie prinși în propria mândrie, cei care refuză să renunțe la minciună și la blestem. În mijlocul psalmului, este râsul Domnului și ajutorul Domnului. Sau în cuvintele lui David, dar tu, Doamne, râzi de ei. Râzi. Îți de toate națiunile. Dumnezeu va veni să mă ajute. Râsul Domnului în cu ajutorul Domnului. Mai întâi cererea lui David. Doamne, scapă-mă de dușmanii mei. Cum fac? din Dumnezeu, locul meu de scăpare? În primul rând, alergând la El în rugăciune. Dacă vrei să mergi pe același drum ca și David, să faci din Dumnezeu locul tău de scăpare, roagă-te, în primul rând, roagă-te. Dumnezeul meu, scapă-mă de dușmanii mei. Protejează-mă de cei ce s-au ridicat împotriva mea. Scapă-mă de cei ce comit nelegiuiri. Salvează-mă de oamenii însetați de sânge. Și ne-am putea imagina că aceste cuvinte, această cerere de ajutor, după ajutor, este reacția lui David după ce s-a uitat pe fereastră și vedea cum vin soldații și că rămân acolo și că îi înconjoară casa și că plănuiesc să lucidă. Și am spune noi, David e victima sau e agresorul. El face planuri să-l atace. Dacă privim lucrurile doar din perspectivă umană, Charles Spurgeon, de exemplu, privește lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu și el spune Saul avea mai multe motive să se teamă decât David. Pentru că David a apelat la o rugăciune și avea o armă mult mai puternică decât orice avea Saul la dispoziție, decât toți soldații lui. Și David l-a chemat pe Dumnezeu în ajutorul lui, prin rugăciune. Era foarte tânăr în acest moment, dar a început să se roage a fost obligat să învețe să se roage. Dumnezeu l-a înscris cu forța în școala rugăciunii și David a rămas acolo și a parcurs lecțiile din școala rugăciunii. Poate că nu în prima noapte, dar pentru tot restul vieții cred că a fost recunoscător lui Dumnezeu că l-a împins în școala rugăciunii și a rămas, a rămas acolo. Gândiți-vă la faptul că astăzi foarte puțini tineri foarte puțini bărbați se roagă, precum David, să-i spună lui Dumnezeu atâtea lucruri, precum îi spune David, și temerile, și durerile, și bucuriile, și suferințele. De ce, oare? Dar ce putem învăța, în primul rând, de la David? Sau care sunt situațiile în care noi am putea aplica acest psalm? Trebuie să așteptăm să fim amenințați cu moartea? Trebuie să devenim ginerele unui rege și el să-și trimită soldații pe urmele noastre? Sau sunt și alte situații în care ne putem ruga prin acest psalm? Dacă ne uităm la modul în care David își descrie oponenții, cred că putem identifica o modalitate de a folosi acest psalm. Dușmanii mei, cei ce comit nelegiuiri, oameni însetați de sânge, Oameni puternici care conspiră împotriva mea, trădători, nelegiuiți, parcă sunt niște câini. Oameni care răbufnesc cu gurilor, mândri, plini de minciună, blesteme. Probabil că printre noi nu avem gineri de regi, așa Sau președinte. Iohannis, Naniș, Copină. Dar, cu siguranță sunt între noi oameni nevinovați. Care lucrează pentru cineva, angajații cuiva. Și aud minciuni despre ei, sau blesteme la adresa lor. Oameni care au parte de cuvinte care dor ca niște săbii, care taie și ajung adânc. Ce faci într-o astfel de situație? Cum răspunzi? La cine alergi după ajutor? Primul lucru pe care ar trebui să-l admirăm la David e reacția lui instinctivă de a se ruga. Nu-și caută aliați. Nu face planuri cum să-i învingă pe cei care au venit în jurul casei lui, cum să strângă o armată mai mare decât a lui Saul și să-l distrugă. El aleargă la Dumnezeu. Nu are mai multe opțiuni. Are una singură. Și asta e rugăciunea. Este Dumnezeu. David are reacția unui copil. Care începe să plângă, dar nu se liniștește decât atunci când ajunge în brațele părintelui său, indiferent cât de multe brațe îl cheamă, îl invită sau îi oferă ajutorul lor. Și David îi duce lui Dumnezeu și mânia, și îi duce și temerile lui. Doamne, îi voi lăsa pe cei răi să câștige? Doamne, mă vei păzi? Vei interveni? Vei face ceva? De ce? Pentru că David era convins că Dumnezeu așteaptă, de-abia așteaptă să-i spunem ce este în inima noastră. Să împărtășim cu el lucrurile prin care trecem. Pentru David, Dumnezeu a fost prima opțiune. La el a alergat mai întâi și a avut curajul să plângă înaintea lui Dumnezeu. Tu la cine alergi? La cine alergi atunci când ești în ecaz? Fără să am rovină, spune el. Sunt pregătiți să mă atace. Cum faci din Dumnezeu locul tău de scăpare? Mai întâi te rogi. Mai întâi te rogi. Dar mai apoi îți evaluezi viața înaintea lui Dumnezeu. Îl lași să-ți evalueze viața. Căci iată cum împândesc Sufletul. Niște oameni puternici conspiră împotriva mea, însă nu pentru fără de legea mea, nici pentru păcatul meu, Doamne. Fără să am vreo vină, ei sunt pregătiți să mă atace. Ridică-te să vii în întâmpinarea mea și privește. Tu, Doamne, Dumnezeul lui Israel, nu arăta bunăvoință față de nici unul din acești trădători nelegiuiți. Și modul în care el își declară nevinovăția, este un ecou, de fapt, al discuțiilor din Cartea 1 Samuel. De trei ori, înainte să fugă pe fereastră, după ce a fugit de pe fereastră casei, el a discutat despre lipsa unor acuzații valide împotriva lui. Mai întâi, Ionatan, într-o discuție 1 la 1 cu Saul, recunoaște acest lucru. Ionatan l-a vorbit de bine pe, tată, da, pe David, tatălui său Saul, zicându-i Să nu păcătuiască regele împotriva slujitorului său David Căci el n-a păcătuit împotriva ta Din potrivă, faptele sale ți-au slujit foarte bine Și-a riscat viața atunci când l-a ucis pe Filistian Iar Domnul a dus o mare victorie pentru tot Israelul Tu ai văzut lucrul acesta și te-ai bucurat De ce atunci să păcătuiești împotriva unui sânge nevinovat? Omorândul l pe David fără niciun motiv. De ce? David e nevinovat, îi spune Ionatan. Când se întâlnesc cei doi prieteni, David își susține nevinovăția. Ce am făcut? Care-i nelegiuirea mea? Și cu ce am păcătuit împotriva Tatălui tău? De ce încearcă să-mi ia viața? Dacă găsești, dacă se găsește vreo nelegiuire în mine, omoară-mă tu însuți. Pentru ce să mă mai duci înaintea Tatălui tău? Și Ionatan răspunde imediat. Nici de cum. N-am nici un motiv să fac asta. Și apoi îi ia apărarea, nu doar într-o discuție privată cu Saul, ci la masă cu curtea regală a lui Saul. Pentru ce să fie dat la moarte? Ce a făcut? Saul încearcă să se răzbune de data asta pe Ionatan. Să facem din Dumnezeu locul nostru de scăpare. Înseamnă să lăsăm să ne evalueze inima. Dacă găsim în noi păcate, dacă Duhul Lui ne dovedește vinovați, să renunțăm la ele, să le mărturisim. Te amăgești. Dacă spui că Dumnezeu este locul tău de scăpare, dar refuzi să renunți la păcatul tău, te amăgești. Pentru că Dumnezeu urăște păcatul. Dumnezeu nu îmbrățișează păcatul. Pe de altă parte, diavolul te înșală. Dacă spui că pentru mine nu mai este iertare, uite-te la David, n-a venit la Dumnezeu doar când a fost bine, ca în acest psalm. A venit la el și cu psalmul 51. După ce a comis adulterul cu Bașeba și grămadă de păcate care au urmat, prin pocăință atunci, prin pocăință a făcut din Dumnezeu locul lui de scăpare. Dar tu, Doamne, râzi de ei. Mă tot întreba zilele astea, cum e râsul lui Dumnezeu? L-ați auzit vreodată pe Dumnezeu râzând? Știți cum e când râde Dumnezeu? De unde a știut David când râde Dumnezeu? De unde știa ce face Dumnezeu prin ceruri? Oare ar trebui să spunem, e o poezie? Astea sunt figuri de stil, o să ne complicăm. Mai bine așa, Dumnezeu să-și bate joc de toate națiunile? Asta e Dumnezeu Bibliei, râde de oameni, își bate joc de toate națiunile în El, credem noi? Dar gândiți-vă la aceste afirmații din perspectiva contextului istoric. Știți ce urmează după ce David a fugit pe fereastră? S-a dus la Samuel. Știți ce urmează? Și Saul a vrut să vină. Și a trimis un grup. Două grupuri trei grupuri. Și a patra oară s-a dus el însuși, pe urmele lui David, ca să-l prindă. Ca și cum toate săgețile pe care a încercat el să le tragă după David, au picat în pământ și au ratat ținta. Și el a stat dezbrăcat și umilit înaintea lui Samuel. Duhul lui Dumnezeu l-a dezbrăcat, a coborât și l-a umilit pe regele respins. În felul ăsta, Dumnezeu a râs de dușmanii lui David. Oamenii care conspirau împotriva lui ziceau, cine ne aude? Dumnezeu aude, spune David. Dumnezeu răspunde. Dumnezeu râde de ei. În ce fel? Saul era pe tronul lui Israel. Dumnezeu l-a ales pe David să fie următorul rege. Saul se comportă de parcă el o să fie veșnic rege. De porunci face planuri cum să rămână pe tron. Dumnezeu face să falimenteze toate planurile lui. Și Saul profețește, dar Samuel este profetul Domnului, profetul autentic al Domnului. Saul rămâne în praf, dezbrăcat și târât, zăcând la pământ. Și planurile lui Dumnezeu se împlinesc și din nou se împlinesc cuvintele lui. Voi onora doar pe cei ce mă onorează, însă cei care mă disprețuiesc vor fi Disprețuiți. Dar, este un om și grupul de oameni din jurul lui. Cum explicăm faptul că Dumnezeu își bate joc de toate națiunile? Ce știa David și nu știm noi? Ce vedea David și nu vedem noi? David s-a uitat din nou la situația în care trăia, la contextul istoric în care a scris acest psalm, la istoria recentă a poporului lui Dumnezeu. În capitolul 4 din 1 Samuel, când se luptă filistenii cu evreii și evreii își aduc chivotul, chivotul Domnului pe câmpul de luptă, filistenii la început se temă. Dar după aia zic, fiți curajoși, luptați, îi vom învinge, să nu fim noi slujitorii lor, să fie ei slujitorii noștri. Și cred că l-au închis pe Dumnezeu într-o cutie de lemn. Când l-au capturat, au capturat chivotul și l-au pus în templul idol idolului, lor, Dagon. Ce descoperă, nu în prima zi, că atunci e doar trântit, în a doua zi, e că idolul lor este cu mâinile și cu capul tăiat, la pământ, înaintea chivotului lui Dumnezeu. Dumnezeu își bate joc de toate națiunile care își bat joc de ei. Mai târziu, amonitul Nahash își propune să le scoată ochiul drept tuturor bărbaților dintr-o cetate a Israelului. Ca să-i disprețuiască pe toți cei din Israel, împreună cu Dumnezeul lor. Ce se întâmplă? Într-o singură zi sunt risipiți, de parcă ar fi niște ciori. Nici măcar doi, spune textul, n-au mai rămas împreună atunci când Dumnezeu a luptat alături de armata sa. Istoria recentă l-a învățat pe David că Dumnezeu își bate joc de toți cei care își bat joc de el care refuză să se pocăiască, care îl disprețuiesc și care îi amenință pe a săi. Dumnezeu râde de pretenția ridicolă a celor care se declară puternici, că fac ce vor, că nimeni nu-i aude, că ei își vor împlini planurile. În această strofă, în a doua, perspectiva s-a schimbat. David nu se oprește să-i ceară ajutorul lui Dumnezeu, nu se oprește doar la atât în rugăciunea lui. Cel se de la o parte și lasă pe Dumnezeu să interacționeze cu dușmanii lui. A făcut din Dumnezeu locul lui de scăpare și de acolo i problema lui Dumnezeu. Pentru că el era cu situația rezolvată, era nevinovat înaintea lui Dumnezeu. Dușmanii lui David au devenit dușmanii Domnului și Domnul s-a ocupat de dușmanii săi. Dumnezeu cunoaște, Dumnezeu răspunde planurilor păcătoșilor. Se întorc seara, Urlă ca un câine și dau turcoale cetățenilor. ei răbufnesc cu buzele lor, cu gurile lor. Pe buzele lor sunt săbii, că își zic: Cine aude? Dumnezeu aude. Dumnezeu râde de ei, de pretențiile lor. Își bați joc de toate națiunile. Și, în felul ăsta, strofa a doua e, de fapt, o confruntare dintre Dumnezeu și păcătoși, descrisă din perspectiva celui care s-a ascuns în Dumnezeu. A făcut din Dumnezeu locul lui de scăpare. Ce faci? Sau cum faci din Dumnezeu locul tău de scăpare? În primul rând alergi la El în rugăciune. Îți evaluezi viața, îl lași pe El să-ți evalueze viața. Și ceri lui Dumnezeu să lupte cu dușmanii tăi. El este puterea ta. El se descurcă mai bine decât te putea descurca tu. Cerei Lui să lupte cu dușmanii tăi. Puterea mea pe tine, pe tine te aștept, spune David. Căci Dumnezeu este locul meu de scăpare. Dumnezeu care este îndurător cu mine va veni să mă ajute. Dumnezeu mă va face să privesc de sus la cei ce mă pândesc. Și rugăciunea lui David e un amestec. Începe cu plângeri, începe cu cerere după ajutor, și după ce își golește inima de toată durerea, descoperă că în inima lui este loc pentru altceva. O încurajare din partea lui Dumnezeu. E mult mai dispus să creadă promisiunile lui Dumnezeu, să se agațe de ele. Este loc și de speranță în inima lui după ce a golit-o de toată durerea. Noi, probabil că noi, nu reușim să vedem speranța sau să ne agățăm de promisiunile lui Dumnezeu. Pentru că nu ne golim de fricile noastre. Nu încredințăm lui Dumnezeu poverile noastre, ci ne încăpățânăm să ne păstrăm inima închisă și să le purtăm noi. Și să zicem că se poate. Că dacă am mai făcut și altă dată și că mai facem un pas mai departe, singuri. De ce? Pentru că visăm la imaginea aceea de om puternic care se descurcă singur. Și în felul ăsta ratăm promisiunile lui Dumnezeu. Ratăm ocazia ca aproapele nostru să plângă împreună cu noi. Să se roage împreună cu noi. Dar, dacă ești bărbat, zici că băieții nu plâng. Că asta e pentru femei, pentru soția ta, să plângă ea. Sora ta sau mama ta, să plângă fetele. Dar suntem chemați să învățăm din experiența celui pe care Dumnezeu l-a făcut rege în Israel. Nu știu care dintre noi poate spune, eu sunt mai curajos decât David. Eu sunt mai puternic decât David. Nu știu care dintre noi. Oare a încetat Dumnezeu să mai răspundă atunci când plâng copiii lui? Sau copiii lui au încetat să mai plângă înaintea Tatălui Ceresc? Care-i schimbarea? Ce-a făcut David și nu mai facem noi? Oare nu cumva ne-am fabricat, ne-am inventat scenarii că Dumnezeu așa răspunde întotdeauna? Și nu mai avem loc pentru modul în care El alege să răspundă. Și ratăm răspunsul Lui, pentru că nu suntem interesați. nu lăsăm să ne surprindă. Nu avem încredere în El. Ratăm pacea pe care El ne oferă. Cum faci din Dumnezeu locul tău de scăpare? Primul rând, alergi la El în rugăciune. Îți evaluezi viața. Îi cer lui să lupte cu dușmanii tăi. Faci din el puterea ta. Dar te încrezi în Dumnezeul Scripturii. Nu ți inventezi un Dumnezeu de paie care să te ajute numai la ziua de astăzi. Te agăți de Dumnezeul care ni s-a descoperit în Scriptură. Nu știu dacă David a cântat acest psalm în prezența lui Samuel. Sau doar i-a spus, tot ce a făcut Saul. Dar știm că l-a scris, că a ajuns la noi. A devenit moștenirea poporului lui Dumnezeu. Și în felul ăsta și noi avem la dispoziție o imagine frumoasă și bogată despre Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu din Psalmul 59. Dumnezeul meu, Doamne Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, puterea mea, locul meu de scăpare, Dumnezeu care este îndurător cu mine, stăpâne, scutul nostru, Dumnezeu care stăpânește în țara asta și până la marginile pământului, Dumnezeul suveran. Un loc de scăpare și adăpost în ziua necazului meu, puterea mea, locul meu de scăpare, Dumnezeul care este îndurător cu mine. Ăsta e Dumnezeul care ni se descoperă, care ni se revelează în Psalmul 59. Acesta e Dumnezeul din care ai făcut și locul tău de scăpare? Sau ți-ai imaginat un alt fel de Dumnezeu? Construit de imaginația ta, după ideile tale. De ieri dimineață, de când am citit, nu reușesc să-mi scot din cap o idee. Că din cei care se declară creștini născuți din nou, nu dintr-o țară creștină, creștini născuți din nou, doar 18% citesc Biblia în fiecare zi. Doi din zece citeți Biblia în fiecare zi. Dar noi spunem că suntem urmașii lui Hristos. Dar nu îl întrebăm încotro merge el. Încotro să mergem după el. Noi ne bazăm pe emoțiile noastre. Că dacă o să apară ceva, avem amintiri despre Dumnezeu. Și o să le folosim alea. Și o să răspundem că intuiția noastră nu ne-a înșelat. Ne încredem în noi și în imaginația noastră. Ne amăgim. Dacă în loc să ne încredem în cuvintele inspirate de Duhul Sfânt, ne bazăm doar pe logica noastră, pe răspunsul nostru la tot ce apare prin viață. Voi să știe că Dumnezeu stăpânește în Iacov și până la marginile pământului. Dar cererea lui David din versetul 11, ce mie mi se pare ciudată. Gândiți-vă la un om care trebuie să coboare pe fereastra casei și să fugă. Și el spune, nu-i ucide. Nu-i ucide. Nu-i ucide ca nu cumva poporul meu să uite. Cu alte cuvinte, David nu se uită doar la problema lui, ci are în vedere și pe ceilalți din poporul lui. Are în vedere și pe cei care îi se opun lui Dumnezeu, până la marginile pământului. David zice, nu-i doar despre mine, despre rezolvarea problemei mele, despre răspunsul la rugăciunea mea, este vorba de poporul tău care trebuie să dobândească încredere în tine, să nu uite că Dumnezeu intervine, să se convingă că Dumnezeu nu se înșală atunci când îl respinge pe Saul, că nu se pripește atunci când își alege un alt rege, îl lasă în continuare pe tron, ca să dezvăluie mândria din inima lui, minciunile, că nu-l va mai urmări pe Saul, deși pe David, deși asta face până la sfârșitul vieții. Astfel încât, în anii care urmează, Dumnezeu, în mod ciudat, împlinește rugăciunea asta și lasă să rătăcească pe Saul. Niciodată cu odihnă, întotdeauna în lupte, întotdeauna cu probleme. De ce? Pentru că a fugit de Dumnezeu. N-a cunoscut odihna pentru că a fugit de Dumnezeu. David a avut probleme, acum a început problemele pentru el, dar a fugit la Dumnezeu și a gustat din odihna pe care Dumnezeu o poate oferi. Descoperim sau David ne învață că prezența dușmanilor are și un rol bun, un efect pozitiv. Îi ține treji pe credincioși ca să nu adoarmă, mereu veghetori, pentru că nu pot sta liniștiți. Se pot și îi transformă pe păcătoși în fugari, cain, saul, rătăcind mereu. Toată viața, pentru că i-au întors spatele lui Dumnezeu. Și această atitudine a lui David nu îi ucide, ca nu cumva poporul meu să uite. Ne arată de ce a fost un om după inima Domnului. Pentru că nu s-a gândit doar la el. S-a gândit la poporul Domnului. Și s-a gândit că mânia lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu, trebuie să fie o avertizare și pentru păcătoși, că și ei s-ar putea întoarce. Dacă Dumnezeu nu i-ar judeca imediat, iar chema înapoi chiar dacă îi rănește, o face ca să îi câștige, să-i răscumpere. Foi să știe că Dumnezeu stăpânește Neacov. Să fie clar în toată împărăția lui Saul că Dumnezeu stăpânește Neacov. Și să fie clar până la marginea Pământului că Dumnezeu este stăpânul. În felul ăsta credincioșii o să fie încurajați, în felul ăsta păcătoșii o să fie avertizați. Pentru că problema păcatului este o problemă în primul rând cu Dumnezeu. Și asta e diferența sau una din diferențele mari între rugăciunile lui David și rugăciunile noastre. Dacă noi vrem ca Dumnezeu să ne răspundă imediat la rugăciuni, de ce să ne lăudăm cum ne-a răspuns Dumnezeu, că am găsit rețeta. Cum să-l facem pe Dumnezeu să ne răspundă imediat și să ne lăudăm pe noi? Roagă-te ca mine dacă vrei răspuns imediat. David se, roagă cu... se laudă cu Dumnezeul lui. Nu cu sine. Se, raud... se laudă cu Dumnezeul lui. Pentru că a fost cucerit de Dumnezeu. Și dacă nu suntem cuceriți de Dumnezeu, nu avem cum să uităm de noi înșine. Și o să ne lăudăm cu noi înșine. Dar David. În ultima strofă a psalmului se laudă cu Dumnezeu. Puterea mea. Voi cânta spre lauda ta. Și el continuă să se uite la viața lui, să-și analizeze viața, având încredere în Dumnezeu. Și iată ce descoperă atunci când se roagă. Că problemele n-au dispărut. Că problemele nu dispar. Că problemele se vor înmulți. Se întorc seara, urlă ca un câine și dau târcoale cetății. Ei rătăcesc după mâncare și dacă nu se satură, rămân acolo peste noapte. Eu însă voi cânta despre puterea ta, iar dimineața voi striga cu bucurie despre îndurarea ta, căci mi-ai fost un loc de scăpare și un adăpost în ziua necazului meu. Puterea mea voi cânta spre lauda ta. Căci Dumnezeu este locul meu de scăpare, Dumnezeul care este îndurător cu mine. Saul a continuat să-l urmărească și după ce a rostit această rugăciune. Războaiele s-au înmulțit pentru David, dușmanii s-au înmulțit pentru David. În permanență a fost înconjurat de oameni mai puternici decât el. A recunoscut asta și când era Rege, că este înconjurat de oameni mai puternici. Dumnezeu n-a pus capăt problemelor lui, atunci când el a spus, amin. Problemele au continuat. Și acest gând nu ne place. Că ne rugăm și problemele continuă. Dar David ne învață că Dumnezeu poate în primul rând să liniștească furtuna din noi. Chiar dacă nu, nu îi liniștește pe cei din afară care provoacă furtuna. Că fără furtună nu putem ști cât de puternic este Dumnezeu. Cât de mare este puterea Lui. Dacă nu vedem dovedită în mijlocul furtunii. De asta urletele acelor câini. E un refren în psalmi. Se întorc seara. Urlă ca un câine. Dau târcoale cetății. Cum faci din Dumnezeu locul tău de scăpare? Primul rând alergi la El în rugăciune. Îți evaluezi viața înaintea Lui. Îi ceri să-ți evalueze viața. Și îi ceri să lupte cu dușmanii tăi. Te încrezi în Dumnezeul Scripturii, nu în Dumnezeul imaginației tale, în Dumnezeul care ni se descoperă în Scriptură. Și te întorci la Dumnezeu ori de câte ori ai nevoie. Chiar cu aceeași problemă, dacă ai nevoie de o sută de ori, o aduci înaintea Domnului. Te întorci la locul tău de scăpare. Dumnezeu vrea să găsim. Pacea în prezența lui. Dar fără furtuni, nu să știm cât de mare este puterea lui. Și David încheie acest psalm nu declarând încetarea problemelor sale, ci îndurarea, bunătatea, credincioșia lui Dumnezeu. Este un termen de legământ. Dragostea lui Dumnezeu care rămâne acolo, pentru poporul său. Dumnezeu devine un scut pentru credincioși. Dumnezeu stăpânește în cetate, în țară și dincolo de granițele ei, până la marginile Pământului și ale Universului. Și ăsta e locul nostru de scăpare. Dumnezeul care stăpânește. Așa a făcut David din Dumnezeu locul lui de scăpare. Cum faci din Dumnezeu locul tău de scăpare? Cum au făcut alții? Alți creștini. Cum a făcut din el locul lor de scăpare? În epistola către filipeni, Apostolul Pavel este într-o situație similară, într-o situație similară lui David. Nu este acasă. Este într-o închisoare. Pentru David, casa a devenit închisoare. Dar Pavel era într-o închisoare. Și de acolo el scrie scrisori bisericilor. Și vorbește despre stăpânul lui, cum este El, cum merită să te încrezi în El, cum să îi te rogi. La fel ca și David, și Pavel își evaluează viața și spune, eu sunt pregătit să mă întâlnesc cu Domnul. Pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Sunt fără pată. Hristos mi-a împrumutat neprihănirea Lui. Mi-am rezolvat păcatele înaintea Lui. Când se uită la cei din jurul Lui, de ce a ajuns acolo? Care sunt problemele ale Lui și ale bisericii? Pavel spune, dușmanii mei sunt dușmanii Evangheliei. Și vorbește exact ca David. Feriți-vă de câinii aceia. Feriți-vă de lucrătorii aceia răi. Feriți-vă de mutilatorii aceia. Pavel îl cunoaște la fel de bine pe Dumnezeu ca și David. Îl cunoaște pe Hristos. Și spune, bucurați-vă în Domnul. Iar zic, bucurați-vă în Domnul. Acolo unde sunteți, bucurați-vă în Domnul. Și în ultimul capitol, când El vorbește despre rugăciune, despre cum să faci din Dumnezeu locul tău de scăpare, El spune: Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, prin mișlocire și rugăciune, cu mulțumire, faceți cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu. Iar pacea lui Dumnezeu, care depășește orice înțelegere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Adică, pacea lui Hristos să devină garnizoana în care să-ți aduci inima, să-ți aduci gândurile, ca să fie păzite de Isus Hristos. Adăpostul inimitale, tale, adăpostul gândurilor tale. Așa a făcut Pavel din Dumnezeu locul lui de scăpare. Cum îl descoperim pe Isus în acest text? Salmul 59 e rugăciunea unui om atârnat între cer și pământ, care se roagă pentru intervenția lui Dumnezeu, pentru puterea lui Dumnezeu. Se declară nevinovat. Vorbește despre dușmanii lui cu Dumnezeu, îi cere lui Dumnezeu să intervină, se roagă pentru putere. Și Hristos a stat atârnat între cer și pământ, fără păcat, nevinovat. Diavolul însuși a venit și n-a găsit nimic în el pentru care merită să fie condamnat la moarte. Iisus n-a trebuit să ceară putere. Era atotputernic. Avea la dispoziție puterea lui Dumnezeu. Dar n-a folosit-o ca să-și distrugă dușmanii, ci ca să învingă moartea și păcatul. Ca să distrugă păcatul și să-i libereze păcătosul. Să ne arate îndurare. Aparent, fără putere, atârnând între cer și pământ, ne arată tuturor îndurarea de care avem nevoie. Îndurarea lui Dumnezeu ne cheamă în legământ cu Dumnezeu. Și aici ai frumusețea Lui. Puterea umană zdrobește oameni. Puterea umană zdrobește oameni. Puterea lui Dumnezeu zdrobește păcatul și moartea. Salvează păcătosul care se păcăiește. Și crucea lui Hristos e acea putere care poate scoate și păcatul din noi. Gândiți-vă doar la păcatele din acest psalm. Dorința de răzbunare, violența, dorința de a ucide, mândria, aroganța față de Dumnezeu și față de oameni, egoismul. Crucea lui Hristos e puterea care ne poate vindeca de aceste păcate. Să ne dorim să vedem până la marginile pământului, nu cum suntem răzbunați pe dușmanii noștri, ci cum bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu este cunoscută. Prezența Hristosului înviat ne poate oferi în orice lucru prin care trecem o pace care întrece orice pricepere, pentru că El pășește alături de săi până la sfârșitul viacurilor. Hristos este cel mai bun loc de scăpare, nu doar în problemele vieții, ci și în moarte. Hristos este cel mai bun Loc de scăpare. Asta își spune și Pavel. Bucurați-vă în Domnul, în Isus. Iar eu zic, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, puterea lui care a lucrat în voi să fie cunoscută de toți oamenii. De ce? Pentru că Domnul e aproape, Hristos, va reveni. Așa să vă invit să ne rugăm. Și în primul rând să facem din Dumnezeu locul nostru de scăpare, e o invitație de a face din Dumnezeu locul tău de scăpare în rugăciune.